Bună, draga mea! Sunt Lunala! Personalitate strălucitoare, dacă te-ai născut pe 25 octombrie, ai o voință puternică și un caracter complex și, prin urmare, este dificil să fii cunoscută îndeaproape. Ești încăpățânată, pasionată, devotată muncii tale și manifestă rar indiferență sau indecizie. Este aproape imposibil să te facă cineva să te răzgândești dacă ești la curent cu ceva. Indiferentă de complexitatea sarcinii, nu ar trebui să fii oprit, deoarece nu ești inclinată să te desparți de propriile dorințe. Când li se pare tuturor că ai fost învinsă, te ridici ca o pasăre feonică din cenușă și pornești din nou. Ai o mare nevoie de a da o formă completă gândurilor tale. Și deși imaginația ta este foarte bine dezvoltată, visele și viziunile tale nu înseamnă nimic pentru tine până nu vor găsi realitatea fizică corespunzătoare. Ai un aspect pământesc impresionant și, în ciuda calmului tău frecvent, oferi un sprijin bun familiei și prietenilor. Ești un sprijin de încredere pentru cei din mediul tău și ei se pot baza în siguranță pe tine în situații dificile. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: capacitatea de a înțelege punctele slabe ale inamicului, intuiție, rezistență, mândrie, dorința de a învăța secretele vieții și ale morții, independență. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știm totdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa îți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arogantă, iar setea de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecărei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău. Ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate. Cinismul și aroganța, mânia și sporovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus. Aceasta este responsabilă pentru gelozie, precum și încredere în atitudinea bună a celorlalți din jurul tău, pentru sinceritatea ta. Te distingi printr-o puternică voință și hotărâre. Ai abilitatea unică de a te ridica din cenușă atunci când ești înfrântă. Pornești din nou doar pentru a-ți satisface dorințele, pentru a-ți atinge obiectivele. Opiniile celor din jurul tău nu contează, motiv pentru care apar consecințele unor astfel de acțiuni pentru cei dragi. Ești materialistă și cinică, dar poți fi fidelă, flexibilă. Pentru aceasta, este necesar doar ca totul să meargă așa cum ți-ai propus. Nu ești mulțumită doar de dezvoltarea propriului suflet, te străduiești să-ți faci universale propriile senzații de formă și structură. O încercare de a-ți transpune fanteziile în planul muncii productive te va ajuta să ajungi la cel mai mare randament pentru a-ți dezvolui talentele cu adevărat remarcabile. Ar trebui să fii interesată de artă, politică, literatură, urbanism, ecologie sau alte probleme, în care natura ta foarte activă poate produce un rezultat real, arătând creativitate cu adevărat originală, care acoperă uneori domenii mai abstracte sau teoretice. Pe toată această cale,
Trebuie să fii atentă la seta de putere. Nu-ți place haosul? Preferi să gestioneze lucrurile în deplină concordanță cu planurile prestabilite. Poți fi intolerantă. Adesea te lupți pentru a-ți depăși propria nesiguranță la vârsta de 20 de ani, aruncând fără milă ceea ce este inutil după părerea ta, până când vei simți teren solid sub picioare. Dar în același timp, poți exagera și poți elimina rămășițele sensibilității. Trebuie să fii atentă să nu fii prea critică cu cei pe care îi consideri mai puțin maturi decât tine. Una dintre cele mai importante sarcini pentru tine este să nu te oprești în nicio etapă a dezvoltării spirituale. Obiceiul de a obține confort și securitate financiară poate duce la faptul că vechile idealuri și obiective în timp vor părea că nu sunt demne de atenție. Până la urmă, de ce să lupți cu mori de vânt atunci când poți vegeta în liniște în lumea confortabilă a fericirii filistine? Al doilea pericol este că, în tinerețe, atingi un nivel ridicat de dezvoltare fizică, dar nu știi ce trebuie să faci când vine o vârstă diferită și puterea ta începe să scadă treptat. În acest moment apare ocazia de a te îndrepta direct către lumea interioară și chiar poți rezista câțiva ani înainte de a-ți relua munca din nou. Ești autosuficientă, dar trebuie să înveți cum să ceri ajutor atunci când este nevoie și, din când în când, să oferi ocazia altora de a experimenta un rol dominant. Te distingi față de alți nativi din Scorpion prin astfel de trăsături speciale, ești geloasă, credincioasă, manipulatoare, încrezătoare, pasionată. Ai o natură fermecătoare, pasională și atractivă. Ești înconjurată constant de fani care luptă pentru atenția ta. Ești amoroasă și romantică. Te predai simțurilor fără a privi înapoi. Ești gata pentru orice pentru iubitul tău. În timp, devii geloasă și solicitantă. Cum afectează data de 25 octombrie soarta ta? Ai o personalitate puternică, mare putere de voință, o mare cantitate de pedanterie, determinare și organizare. Ai un caracter puternic, te poți controla, ai un aspect impresionant și prezentabil. Perioada formării personalității uneori nu merge atât de ușor. Acest lucru se datorează în primul rând stimei de sine. Eradicarea deficiențelor este de o importanță deosebită pentru tine și necesită eforturi mici și timp. Dar energia inepuizabilă te va ajuta să te angajezi în îmbunătățirea de sine și să acumulezi puterea spirituală. Ai o imaginație deosebită de dezvoltată, poți avea vise profetice cărora nu le vei acorda importanță până când aceste visuri nu vor deveni însemnate în realitate. Apariția ta, deși pământească, calmă, dar suficient de impresionantă, care poate avea un efect benefic asupra soluției unor situații dificile și ambigue, în relațiile de familie, oferi un sprijin puternic atât familiei, cât și prietenilor, fiind pentru ei un sprijin puternic, un număr pe care te poți baza într-o situație dificilă. Haosul este exact opusul tău. Totul este întotdeauna pus pe rafturile tale, planurile sunt planificate pentru zile, luni și uneori cu ani înainte. În adolescență, încerci cu atenție să elimini timiditatea și sentimentalismul. Principalul lucru în această problemă este să te oprești la timp și să-ți fie clar că, cu o asemenea râvnă, poți pierde nu numai surplusul, ci și resturi de sensibilitate, care îți vor afecta negativ ulterior viața. Autocritica nu ar trebui să devină un obstacol, iar criticile colegilor și prietenilor mai puțin maturi nu ar trebui să fie prea ulcerative și înțepătoare pentru tine. Natura ta creativă poate deveni cu adevărat originală, în timp ce îmbracă aspecte serioase, abstracte sau teoretice. În concluzie, astrele ți oferă un mic sfat, înțelege critica și întotdeauna, după ce ai stabilit un obiectiv, mergi spre acesta fără a renunța la idealurile și sentimentele tale. Dragoste și compatibilitate. Deși nu ești prea expansivă, reușești să oferi familiei și prietenilor sprijinul, ești ca o stâncă pe care se pot urca cei dragi, prietenii, precum și colegii, subordonații etc., fără frică să cadă.
Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației Pești, Rac sau Taur. Bărbatul Pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul Rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul Taur ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul Gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul Fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea, prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul Balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul Săgetător este pasională și furtunoasă, dar rareori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul Vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficientă fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, nu vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești un personaj complex. Nu ești înclinată să fii sinceră chiar și cu rudele. Independentă, autosuficientă, poți părea uneori prea dură. Ești decisivă, sincer dedicată principiilor, idealurilor și cauzei tale. A te face să te răzgândești este aproape imposibil. Nu renunți niciodată la ceea ce a fost început. Realizarea unei forme complete a gândurilor și ideilor devine adesea un scop în sine pentru tine. La locul de muncă, o astfel de calitate este apreciată de superiori. Pentru tine ca lider, este de asemenea pozitiv. Nu-ți place când intervine cineva în treburile tale. În același timp, delegând autoritatea, vei controla cu strictețe soluția sarcinilor atribuite către angajați. Ca lider, ești exigentă, strictă și corectă. Sănătate și boli. Tu adesea ignori simptomele sănătății precare și astfel, lucrezi împotriva ta, permițând de dezvoltarea bolilor cronice. Credința ta în capacitatea de a te vindeca fără ajutorul medicilor nu este întotdeauna justificată în toate cazurile, prin urmare, atunci când apar plângeri mai grave, nu ar trebui să eziți să contactezi specialiști calificați. Ești foarte sensibilă la dieta ta, adori să mănânci și ești interesată în mod activ de noi produse în domeniul gătitului. Mersul pe jos, alergarea sau înotul sunt recomandate zilnic sau de mai multe ori pe săptămână, activitatea fizică ridicată nu este indicată. În general, trebuie să dormi mult și să ai o viață sexuală regulată. Cu cât găsești mai devreme un partener de viață blând, sensibil și înțelegător, cu atât mai bine pentru tine. Destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură impulsivă, întreprinzătoare. Vibrațiile din această zi sunt astfel încât să consolideze acele trăsături de caracter care sunt mai pronunțate. Viața nu va fi ușoară. Îți este destinat să treci prin intrigă, calomnie, invidie. Dacă poți să depășești în mod adecvat toate obstacolele, să nu te împrăștii, păstrând puritatea sufletului și puterea minții,
atunci la vârsta adultă vei reuși să obții mult în viață. Va fi un dar al soartei pentru răbdare și blândețe. În sfera materială vor fi urcușuri și coborâșuri. Cu toate acestea, poți obține succesul și stabilitatea în sectorul financiar dacă te străduiești în acest sens. Sfaturi pentru tine. Atenție la tendința de a merge cu cărdul. Nu te opri. Trebuie să-ți vezi obiectivul și să nu renunți niciodată la idealurile tale. Încearcă să-ți înțelegi criticii. Nu arde poduri sau punți. Dacă vine vorba de haos în casă, nu te grăbi să-i rănești pe ceilalți. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile. Într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică. Dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se roagă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle. Este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine. Cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marină sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fi o față de masă cu dantelă, fie un set de lenjerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dăruiește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.